Primăria Comunei Holboca are în desfășurare un amplu proiect de renovare energetică la 10 blocuri. Este vorba despre blocurile A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A10, C1 și D2. Încă de la semnarea contractului de finanțare, proiectul este un mare câștig pentru comunitate, deoarece nu presupune cofinanțare nici din bugetul local, nici din partea proprietarilor. Beneficiile sunt clare, se schimbă în bine aspectul blocurilor, iar izolarea termică a locuințelor va contribui semnificativ la reducerea consumului de energie. Proiectul a fost împărțit în 3 loturi, lucrările urmând să fie executate concomitent de către 3 firme diferite, astfel încât renovarea să fie finalizată în cel mai scurt termen posibil. În cadrul acestor lucrări, blocurile beneficiază de izolație exterioară cu vată bazaltică, un material mult mai eficient energetic decât polistirenul. În plus, se vor schimba ferestrele cu geamuri tripan. Vor fi realizate și rampe de acces pentru persoanele cu handicap. Subsolurile și podurile blocurilor vor fi izolate cu vată minerală. În fiecare scară de bloc se va schimba rețeaua electrică, iar pe blocuri vor fi amplasate panouri solare de 3 kW, care vor asigura iluminatul pe casa scării. Reprezentanții primăriei Holboca îi roagă pe proprietari să elibereze podurile de toate lucrurile depozitate acolo, pentru ca lucrările să poată să fie desfășurate fără piedici.